Hello again and we are live today. Ciao. Începem. <laughs> da. Okay. Hey, bine vam, regăsit pe, nu no știu, tot pe canalul de YouTube sau we officially podcast time? I don't know. <laughs> Is this but the first okay? podcast? It's my first podcast and I'm so <laughs> excited. <laughs> I've been deci. waiting for this for a long time. Gădeam că o să fiu la Joe Rogan da. It's fine. Îmi place și Thank you. <laughs> <laughs> Îmi pui fața lui John Rogan? Da Ok um, De mult timp am vrut să începem seria asta de podcast Și astăzi era planuit alt podcast da, Dar pentru că să vină altcineva Zicem cine sau încă nu? Nu știu, mi-e frică că se tot întâmplă chestii și tot trebuie să amânăm Ok, când o să fie, o să fie <laughs> Dar eu sunt un invitat ei, surpriză Ei știu deja despre ce urmează să fac Știu planurile da, 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 da. Doar că uh, Sunt chestii care nu țin de noi și nici de persoana respectivă, sunt chestii care se întâmplă. Așa că am zis, hai să filmăm totuși ceva, pentru yeah. că eram pregătit să filmăm azi. Da, și astea, echipamentul ăsta e de la Sam și Tania și le mulțumim foarte mult. Și dacă tot l-am avut, am zis, trebuie să facem un podcast. De la podcast neobișnuit, puteți să da, dați acolo ascultare, pentru că e super fain. Da. Și am zis că nu putem să avem chestiile astea și să nu facem un podcast. Da. Așa că facem un pas. Și oricum vreau de mult să începem seria asta Și habar n-aveam până acum 5 minute despre ce vorbim Ba știam, știam, în știam în mare mare, poate de familie, dar nu eram sigur și nu știam ce anume da. That It's a big topic Da, Dar e foarte fain introducerea asta pentru că tocmai acum poate să ne spună oamenii Despre ce ar vrea să audă podcast Podcast de familie, pentru că noi suntem o familie Și ce subiecte i-ar interesa Subiecte despre podcast. familie? Nu, gen ca noi suntem o familie. Ah, de la o familie, ce, da, ce, ce fel de subiecte ar plăcea să audă? Și podcasturile mi se par foarte faine să le pui în background când faci anumite lucruri ca să mai înveți ceva sau să auzi o știi? Da. Dacă podcastul beneficie da, care te ajută să crești. Much easier to listen to. Da. Okay. Ok, spunem subiectul de azi, deși cred că vedeți din titlu. Probabil, noi nu știm ce titlu o să fie, nu? Um, da, o să vorbim despre căsătorie, despre viața de familie, viața de oameni căsătoriți. Da, o să fie Pentru un pic că... ca la muzică, live. De ce? Să improvizăm mult. Nu improvizăm, că știm despre ce vorbim, doar că nu avem da, dar nu un am pregătit de aseară, zicem, ok, punctele astea și am, da. acum am notat repede, hai... Măcar să avem o idee despre ce vorbim, niște da, puncte. Da, că eu un video de obicei fac să fie foarte uh, specific și la subiect, ca să fie cât mai scurt, dar mi se pare și că... să ai o concluzie. Când da, asta e da. la podcasturi, că poți să vorbești mai mult. Putem să vorbim mult. <laughs> Ok. Um, după cum am spus, voiam să vorbim despre căsătorie, pentru că mi se pare că sunt multe subiecte legate de căsătorie care nu sunt abordate. Mm -hmm. Și, um, nu știu, s-a și întâmplat în ultima vreme, tot mai multă lume din jurul nostru, prieteni, cunoscuți, să uh, ne spună nouă problemele lor în căsătorie. Mm -hmm. Și. Uh, nu știu, mi s-a părut așa foarte interesant că toată lumea asta venea și ne spunea nouă cu ce probleme se confruntă. Uh, și noi am fost în situația asta acum cât timp? Acum toată viața. Nu, gen cu probleme în căsătorie. Când adică Am mai cerut ajutorul am altor cerut, da, persoane. Da. da, da. da. Acum, acum un ani. an? Acum un an. Un an? Da. Da. Și mi s-a părut așa foarte interesant că acum venea lumea să-mi spună mie ce fel de probleme are și cu ce se confruntă. Nu neapărat să le dau sfaturi, pentru că la mulți doar am ascultat despre ce era vorba. Da, nu da. am intervenit sau în alt fel, dar se simțeau că puteau să vorbească deschis cu noi mm -hmm, și să ne mm -hmm. spună problemele lor. Și am zis că de ce să nu facem un podcast sau un video fix pe tema asta, cu probleme în căsătorie, care ar putea fi rezolvările, ce ne ajutat pe noi să vorbim din experiența noastră. Da. Și ce am învățat. Da. Am învățat foarte multe într-o perioadă foarte scurtă de timp. Mm -hmm. De aia mi se pare mult. că când avem aniversare sau orice, se pare că, wow, de ce puțin e, știi? De ce de puțin timp a trecut. Da. Gen, wow, a de nu știu cât. Nici nu știu cât. Uh... Doi, trei ani. <laughs> <laughs> trei ani. Imediat. Trei în, ani. în vară. Da, trei ani, dar am învățat atât de multe lucruri. Bine, și da. am și avut o relație înainte lungă. Da, e, patru, în 2016, 6 șase ani imediat. -na. Nu, au trecut șase ani. Da, au trecut șase da. ani. Deci avem așa o, o relație super lungă, mm -hmm. dar nu am știut să o abordăm mereu. Da. Și cred că da, mi, se, mi se pare că în căsătorie învățat am ani. învățat cele mai multe despre relație. Multe. Da. Așa că. A, de unde începem? Pe? da, da, da. da. De unde începem? Păi eu ziceam să începem um, așa foarte larg și să zicem ce am învățat noi pe parcursul relației noastre uh -huh. și cu ce ne-a ajutat biserica da. mai apoi în relația noastră. Ce am învățat de la biserică? Ce ne-a învățat pe noi biserica? Uh -huh. Păi cred că... Uh, so hard to start from somewhere. <laughs> to give me a more concrete point. Hai să începem, da. să zic mai specific. Uh, ce ai învățat tu ca. Pot să băr încep eu undeva? Pot eu? Da. Okay. Uh, o întrebare care o aud mai des, <laughs> când m-am venit acum. E, uh, cum ai știut că. she was the one? știi? Cum ai știut că ea a fost. oi, partenera ideală. Dar n-ai știut, te-am luat cu forța. <laughs> da, și asta e adevărat. Dar cum. Adică, până la urmă, când alegi să te căsătorești, să începi o familie. Da, da, asta a fost tai, a Lumea a fost... zice că, wow, ok, chiar te-ai. Asta a fost după patru ani. Cisi. Uh, da. <laughs> Trei ani. Nu? Trei ani. Trei ani. Bine. Da, da. tot primesc întrebarea asta. Serios? Da. Și oricum are logică, pentru că dacă puteam să mă despart de tine, nu? Deci dacă ești cu tine și mi-am început o familie și m-am căsătorit, <laughs> înseamnă că, like, you're the one. Dar nu, da, ce... ideea e că atunci când noi... Stai să, să dăm un pic de context. <laughs> Un pic, așa, foarte pe scurt, nu știu dacă da. am mai zis uh, pe YouTube, dar ideea e cum ne-am cunoscut. Noi ne-am cunoscut pe Facebook. Mm -hmm. Pur și simplu, mi a comentat la o poză. Facebook era mai la modă atunci, acum șase ani. Da. <laughs> uh, mi a comentat la o poză și am început să vorbim random despre nimic. Uh... Nu știu, nu am simțit că te dai la mine și mi-a plăcut chestia asta, mm -hmm. uh, dar ideea era că eu eram în Anglia la facultate și am început să vorbim pur și simplu ca prieteni și uh, am tot crescut de acolo și apoi ne-am văzut pentru prima oară când am venit în vacanța de iarnă mm -hmm. acasă, de Crăciun și pur și simplu ne-am apropiat foarte tare. Tu mi-ai cunoscut părinții, ai venit direct la mine acasă, eu am venit direct la tine acasă, îmi cunoscut da, părinții da, da. și am mers într-o... Într-o vacanță preună de Revelion, mm -hmm. și după aia am zis că tu nu știi ce să faci, vrei să te muți apoi în America. Da. Ca, Asta să, era gândul meu atunci. ca să câștigi niște bani, și am zis de ce America când poți UK și IOS acolo. Uh, pentru că mi se părea foarte asemănătoare oricum, mm -hmm. țările astea două. Mm -hmm. Și am zis că hai la mine. <laughs> Și au venit. Da. <laughs> și atunci am fost cum și simplu stack, amândoi, în da. UK, da. fără prieteni, fără familie. Ceea ce iară e un motiv, poate, pentru care am și rămas împreună atâta timp. Da, deși mulți și le spar, pentru da. că au uh, apărut foarte multe certuri, noi efectiv nu ne cunoșteam deloc. Și da, da, it, this proves this point so well că eram ca într-o mini căsătorie, și faptul că nu aveam știam, unde să fugim. Faptul că da, eram Sau ce? stat împreună. nu împreună. Eram amândoi singuri, unul cu altul, în Anglia, într-o țară străină. Da. Și nu aveam niciunul familie acolo. Preteni Prieten. erau doar prieteni care ți-ai făcut în ultimile luni. Și nu aveai unde să pleci, pur și simplu, dacă te certai. Trebuia Versus, să... dacă eram aici împreună tu locuiai la ai tăi o la mei sau A, eu da. știu pe unde și ai și prieteni de o veșnicie și te ceri și ok, bye sau da. ți mai răspund la telefon. Trebuia da. să te confrunți cu ceea ce, da. prin ceea ce treceai, da. să Nu repetim, recomandăm, să... dar asta e, asta e adevărul <coughs> care Recomand. ni s-a întâmplat nouă. Și asta arată cât e de importantă căsătoria, că nu poți să mergi pe sentimente. Căsătoria e o decizie, Că stăm împreună și nu contează ce se întâmplă, rămânem împreună. O să ne certăm, da, să ne dar rămânem împreună și trebuie să găsim o soluție. Da. Da. Ok, that's one point. Și tu ziceai că uh, cum ai știu, the one, că e da, mai știu că Ah Da, și asta iară când întreabă lumea cum mai știut că ea este cea aleasă, cea potrivită. Mm -hmm. Și nu am știut. Pentru că a fost o decizie, pur și simplu dacă oricine, dacă se uită la... Depinde la, și la ce te uiți, dacă cauți numai defecte și vrei să cântărești a, defecte versus a, a, cum să calități. Zice? calități și tot încerci așa, oh, ceva mai multe calități decât defecte, ok, cred că ea, dar atunci hai să mă uiți și în stânga și în dreapta și poate găsesc cineva cu un pic mai multe calități și mai puține defecte, dar a fost pur și simplu o decizie. Că E o fată... Are... Adică nu știam la ce să mai caut. Ești și frumoasă, <laughs> ai și multe, <laughs> a, cum am caut. zis, abilități. Uh, calități. Calități, așa. Și a fost o decizie că te aleg pe tine să-mi fi soție și cu tine o să rămân până la sfârșitul vieții. Uh -huh. Și nu am știut că a, asta e aleasa și nici, a, nici o altă fată a, nu ar fi bună sau perfectă sau nu știu ce. Dacă ai un alt... Adică, nu știu, dacă cauți ceva în nume, mereu o să fie cineva care are mai da, mult, și mai Da, și nu se știe niciodată imaginea completă, că dacă ești cu cineva... Tu să deja fii și ai, mai frumoasă. Da, tu deja îi știi uh, defectele. Cum am fost cu tine câțiva ani înainte, deja știam multe din defectele tale, dar dacă mă uitam în stânga-dreaptă la alte fete, uh, poate mi se arătau doar... Uh... Nu vine cuvântul ăsta niciodată. Ce? Calități? Calități, așa, tot toate chestii în mine. Vedeam, poate mi se arătau doar calitățile, dar nu defectele. Că n-ai cum să știm defectele până nu intri într-o relație mai intimă cu cineva și te deschizi. Ceea ce e o altă chestie, că nu poți să te deschizi decât dacă ești într-o relație intimă și unde ai siguranța că, hei, eu nu o să plec, chiar dacă te deschizi și mi-arăți părțile cele mai rele ale tale, o să fiu aici cu tine și o să te ajut și o să te iubesc. Da, asta eu nu știam. Când? Când suntem împreună. Da, nu știai. Păi da, și asta a fost uh, un punct care tot îl aduceam eu. Da. Că era că, ok, dacă stai cu mine, deci nu ne căsătorim. Da. Pentru că atunci să am siguranța... Da, că eu, eu nu am... Ideea asta mi-a venit pe parcurs. Eu la început, în vremea aia, mă gândeam că o căsătorie îi demodată, că nu o are rostul, că nu știu câte căsătorii uh, se sfârșesc în divorț, și atunci ce o stare că dacă te căsătorești, atunci te lași, te îngrași. Uh, <gântu> te lași, te îngrași? Da, nu-ți mai pase de, <gântu -i> de la, la altă, așa mult că oricum suntem <gântu> căsătoriți așa că pot să fac ce vreau, și atunci nu o să mai fie o relație iubitoare. Dar. <coughs> ce am învățat. U, ani să mă Break. Ce-am învățat e că... I just lost my point. Așa memorie scurtă am când ziceai îmi, tu îmi trebuie că să beau doar ce... apă. Vedeți cu ce mă confrunt. Da. <laughs> <laughs> nu, tu spuneai că... Ce credeai tu despre căsătorie înainte? Cred? Da, ok. Ce credeam despre căsătorie? Că e modată că nu-și are rostul. Dar dacă tu nu ești într-o... O... Mereu mă gândeam că... Să nu fii căsătorit mai bine când ești cu cineva, că atunci the bar is always high și eu trebuie mereu și mereu să te câștig și să fac tot ce e mai, mai bine și să fiu cât mai tare ca să te câștig mereu și să nu vrei să pleci de lângă mine și tu la fel, să te menții foarte high și să nu... să, nu, să vezi că nu, nu mai sunt atras de tine și atunci tu mereu să... Să faci tot felul de chestii ca să mă ții lângă tine și atunci așa rămânem împreună. Dar asta, automat, îți e abilitatea de a, de a te deschide unul față de altul. Adică, dacă ești într-o relație care e bazată pe uh, cât fac eu și cât faci tu și așa stăm împreună, atunci am mereu și eu o să fiu concentrat pe defectele tale ca să văd ce greșești, atunci, ok te-ai cam lăsat, nu mai ești așa, dar atras de tine și în al doilea rând niciunul nostru ne putem deschide cu lucruri uh, intime sau știi, probleme de ale noastre interioare uh -huh. că o să ne fie frică că oh, dacă știe chestia asta despre mine o să plece uh -huh. de mine, că nu sunt destul de atrăgător și de-aia într-o căsătorie poți să faci chestia asta și parcă cu cât te deschizi mai mult și știi că celălalt te iubește, nu mai what, e și mai strânsă relația. Da, deci asta nu înseamnă că nu trebuie să lucrăm constant, constant, constant la da, relația adică, noastră și la căsătorie. Adică nu am lucrat numai ca să atragem pe celălalt și apoi după ce uh, semnăm contractul și facem nunta, e like, ah, oh, care, pot să mănânc gata, ce vreau și nu mai contează. Totul că... merge de la sine. Da. Asta da. e cea mai mare minciună a vremii noastre, mi se pare. Da. Că odată ce ești căsătorit, gata și sunt așa de multe chestii, mai ales pe Facebook văd că, va, ce fain arătam și eu înainte de nuntă sau ce multe făceam eu înainte de nuntă știi și da. acum de parcă e vina soțului sau așa că tu te-ai căsătorit și te-ai lăsat. Nu, nu trebuie să te lași, trebuie mai mult pentru că tu ai rezolvat problema asta cu relația, cu dragostea, cu <gângă> dating-ul, ai scăpat de ea, nu mai ești în liceu să fii numai focusat pe chestia asta. Da. Acum e momentul în care tu poți să uh, crești, să înflorești în căsnicia ta și să te bazezi pe alte lucruri, pe familie. Da, ăsta a fost un mare turning point la noi când am realizat că e vorba de decizii și de lucruri conștiente, nu de sentimente și ce simțim. Și de priorități. Că trebuie să luăm decizii mereu să, să lucrăm la relație, să fie bine și nu să lăsăm pur și simplu să vină de la sine lucrurile. Da. Eu trebuie să lucrez la mine, tu trebuie să lucrezi la tine. Uh, trebuie să ne slujim unul pe altul. Eu să vreau mereu să te ajut cu tot ce pot pe tine, și tu, la fel, să mă ajut pe mine da. cu tot ce poți. Da, și că ai zis acum de căsnicie, aș vrea să citesc aici două chestii: că uh, am deschis subiectul ăsta involuntar <laughs> uh, despre faptul că căsnicie e doar un contract. Pentru că și tu ai zis că asta ai crezut înainte, da. că e doar un contract și că e un lucru demodat. Da, o chestie care scoate de tot romantismul. Și... Da, și chiar aici spune în, în manualul nostru de Arta Căsniciei, cred că în fiecare video de relație am zis de Arta Căsniciei și despre cursul ăsta, dar zicea care este diferența. Dumnezeu a proiectat căsnicia ca pe un legământ, nu ca pe un contract, dar care este deosebirea dintre cele două? Și zice aici, contractul se întemeiază pe reguli și pe avantaje reciproce, pe când legământul se întemeiază pe dragoste și fidelitate. Contractul durează cât va dăinui dragostea, cum ai zis tu, cât, da. cât simțim. Pe când legământul durează până când moartea ne va despărți. Contractul necesită semnătura și legământul necesită unirea inimilor. Da. Și mi se pare foarte fain chestia asta, că nu îi doar un contract, nu îi doar o nuntă, îi o promisiune. E o promisiune și care o celebrăm. O celebrăm împreună da. cu prieteni, cu cunoscuți, cu familie. Și, da, celebrezi două persoane care se unesc și acum sunt una. Da. Și își vor, vor da absolut totul unul pentru altul. Și încă o minciună. Care... <coughs> <coughs> Vorbeam de căsătorii, că și eu am avut minciuna asta în cap, că nu știu câte căsătorii se sfârșesc în divorț, oricum. Dar nimeni nu a stat să numere câte relații, fără căsătorie, se, de se sfârșesc în despărțiri. Mm. Când n-ai cum să faci chestia asta. Na, căsătoriile sunt înregistrate la primărie. Adică, și atunci da. aveți și divorțul. Și poți să numeri, e foarte ușor de cântărit. Dar câte relații care sunt în afara căsătorilor, adică știm și noi, și adică eu am fost și cubinaj. eu, nu știu câte relații înainte să fiu cu tine. Mm -hmm. Da. Că, asta n-ai cum să măsori, e foarte greu de măsurat deci, Da, nu știu, merge din că, zimesc, că nu, da, împreună nu și nu mai e... suntem Exact, exact Deci doar că ești într-o relație care nu e în căsătorie Nu înseamnă că o să dureze mai mult decât o căsătorie Că nimeni nu o sta să numere Câte relații Se sfârșesc în despărțiri uh -huh. Doar căsătorii în divorț Și am văzut rați. o statistică foarte faină Că vorbim de statistici Căsătoriile care încep Cu o consiliere de premarital, premarital, nu știu cum e cum Premarital, I guess. Da, așa, deci o, o căsătorie care începe cu uh, o consiliere, o consiliere biblică înainte de căsătorie, tind să dureze cu 31 mai mult fa uh, la sută față de relațiile care nu încep cu o consiliere înainte. Interesant. Pentru că în consilierea asta se, se pune totul pe față ce trebuie să facem, la ce trebuie să lucrăm, știi care în ce este intri, în ce rolul faci, meu, care este început. rolul tău, ce trebuie eu să fac, ce trebuie tu să faci, da, da, da. unde să ai grijă, um, să îți depistezi pro propriile defecte, calități, mm -hmm. să lucrați la lucrurile astea două. Deci mi se pare un procent foarte mare dacă iei în, în calcul toate căsătorile din toată lumea. Da. 31% nu se despart. Nu e foarte în mult. Divorț. Dacă, da, Adică dacă vrei să crești șansele cu 31%, <laughs> e o chestie bună de făcut. Da. Și mi se pare că asta ne ajutat și pe noi noi nu am făcut înainte de căsătorie, noi am făcut un curs după da. căsătorie, dar tot într-un punct în care eram foarte, foarte. Instabil, emoțional, da. <laughs> pentru că a venit uh, primul copilaj și uh, este o schimbare foarte, 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 foarte mare, uh, mai ales că noi am fost uh, foarte obișnuiți unul cu altul să trăim în relația noastră timp de cât am zis, aproape 5-6 ani, mm -mm. nu? 5 ani? Înainte să vină mia. Da. Deci, noi știam totul cum funcționează, 4, 5 ani dar era totul despre mine și despre tine. Adică, na, nu era destul de ușor. În momentul în care noi trebuit să ne punem amândoi pe locul doi da. și să o punem pe ea pe primul loc, pentru că era un nou născut care habar nu avea cu ce se mănâncă lumea asta. Și în același timp să lucrăm și la relație, ceea ce nu eram obișnuit. Da, și ne-am și mutat că... într-un loc nou. Da. A fost efectiv o avalanșă de noutăți da. peste noi și dificultăți noi probleme. Am avut nevoie de ajutor, dar a fost un ajutor foarte foarte mic, adică a fost un ajutor foarte mic dar care a impactat foarte, foarte mult. Am făcut și cursul ăsta pe câteva săptămâni mm -hmm. la arta căsniciei la noi la Harvest, la biserică și am vorbit și cu Cristi și cu Lacrima, care sunt e pastorul și soția. Și a fost așa mai nu știu, aia a fost gen, am o problemă acum, mm -mm. Uh, nu le puteam înțelege, da. avem nevoie de cineva. Da. Și ne-au deschis așa ochii cu... Era o problemă mică, nesemnificativă, efectiv nesemnificativă, mm -hmm. nici mai știți pe ce era vorba, dar era o problemă atât de mică, care era legată de comportamente ce aveau legătură cu o problemă mare. Da. Și au fost capabili să pune punctul pe igienă. Nu zis asta e problema, aici trebuie să lucrați. Uh -huh. Și de când am eliminat problema aia, totul merge perfect. Da, dar azi așa multe puncte de adăugat. Asta nu s-ar fi întâmplat dacă noi amândoi nu ne-am fi smerit și, am, și nu am fi acceptat că avem nevoie de ajutor. Eu nu cred că m-am smerit. Eu am zis că am nevoie de ajutor să vadă că tu, e, tu ești. Okay, <laughs> a, ok, Uite aici, ai asta adevărul, auzi. Asta ai vrut de fapt. Eu eram copos, sigură. Dar... Ai, merge și eu să zic că... Paul, la tine e problema. Se da, Paul, tu trebuie să lucrezi. Nu a fost așa, că la -am amândoi așa. O, da, da. O... da. La amândoi o zis. Da, au zis, au zis. A fost zis lucruri la, la care amândoi am trebuie să lucrăm. Dar mie mi-a plăcut la de ție și m-a Aia ți-a plăcut. I, I came for this. Nu, da, ai dreptate, dar ai de Dar și eu, adică mai ales ca bărbat, să te duci la consiliere și să accepti ce -ți zice altcineva, că e rău la tine. Și de să... aceeași vârstă cu tine, basically. Da, un pic mai mare, da, da. Și să accepti chestia asta și zic, ok, poate e la mine problema și o să Accept și o să lucrez la asta. Asta necesită smerenie. Da. Știi și să-ți lași ego-ul deoparte? Exact. Lasă-ți ego-ul deoparte și cântărește ce e mai important pentru tine. Să ai tu dreptate sau să meargă căsătoria. Și dacă e căsătoria pe primul loc, atunci o să vezi, o să te uiți cu adevărat, fără să-ți faci alte idei, te uiți cu adevărat, rogi pe alții să se uite la tine în relație și să te deschizi și să zici, ok, uite-te tu la relație, la ce se întâmplă. Asta e foarte greu să faci, pentru da. că o să zici mereu că, dar ce știi ăsta? Da, ce știi ăsta? Eu știu, știu și eu destule, n-are ce să-mi zică mie. Da o să da, uimit, o să foarte da, uimit. da, că tu... Tu e, nu vezi. E tu mare ești... nevoie de alții și să ai încredere în ei, acum nu oricine o să aibă sfaturi bune, dar am avut mare noroc și ne-a binecuvântat Dumnezeu cu oameni care au doar interesuri bune și Interese. Uh, interese bune și ghidate de dragoste pentru noi și care vor să ne apropie de Dumnezeu și de ceea ce vrea Dumnezeu pentru noi. Uh, și asta aș sugera tuturor, dacă puteți, și azi cu asta ne-a ajutat foarte mult biserica, că a fost un loc și <coughs> au fost oameni acolo la care am putut merge cu problemele noastre și să le zicem, spuneți-ne no uh, voi ce putem face aici că da. simt că multă lume nu are chestia asta. Că ai o problemă și, tu și crezi de că care știi te ce tot lovești și te lovești bine. și încerci soluții și nimica nu merge. De obicei, atunci ai timpul să mergi la altcineva și să te deschizi și să îi, îi lași pe ei să se uite un pic în relația ta și să vadă ei oare unde ar fi ceva de lucru. Uh, scuze. Eu aș avea ceva de adăugat aici. Uh, Consilierea nu este mereu răspunsul, mai ales dacă nu este o consiliere biblică. Pentru că eu am încercat și alt fel de consiliere în care mi se părea că dă vina pe tine. Pentru, oh, da, da, da. pentru orice. Și uh, cumva eu petreceam timpul în consiliere încercând să-mi zic problema și să te apăr pe tine. Da, ajungeai tu să mă aperi. Da, deci eu te apăram pe tine zicând că tu ești... Adică eu ziceam că ce nu mi-a plăcut la comportamentul tău, dar așa se raporta consilierul ăla la femei și bărbați, mm -hmm. nu avea rolul ăsta prea bine stabilit și cumva dădea de vina pe tine. Da, um, sunt mulți din uh, consilieri și psihologi, ar fi. I guess, I don't know. Care pur și da, simplu, că... da, te ascultă și doar îți dau dreptate, dar nu, okay, nu, asta, nu e ok, dacă că tu nu ai dreptate mereu. Pentru că eu eram gen um, în perioada aia aveam uh, Baby blues, cred că se cheamă uh, Nu e o depresie îi pur și simplu, nu știu e O dereglare hormonală Ce se întâmplă la femei după ce nasc mm -hmm. uh, Când corpul trebuie să se reajusteze La cum era înainte Și te simți foarte singură Chiar dacă ai foarte multă lume în jurul tău Și chiar vorbeam cu lacrimă, by the way O să facem la biserică o chestie de asta mm. O consiliere pentru Specifică pentru perioada asta de baby blues Nice um, și aveam chestia asta și mi se părea că Tu nu mă ajut destul, și tu mă ajutai Mi se părea că familia nu mă ajută destul Deși și familia mă ajuta uh -huh. Mi se părea că nimeni nu știe ce e neregulă și nimeni nu mă ascultă da. Deși voi mă întrebați ce e neregulă, nu știam să zic Era pur și simplu o regulare hormonală Și am decis să uh, Merg la consilierul ăsta Era online Și pur și simplu mi se părea că dădea vina pe tine Pentru orice <laughs> și eu eram, dar nu-i vina lui, adică eu știu ce faci, câte faci, îmi faci de mâncare, mă ajut cu curățenia, mă ajut cu mia. Nu, îi vina ta, da, îi da. doar că mă simt într-un fel anume și nu mă ajuta să, nu știu, să mă focusez pe ceva pozitiv. Îți dădea doar dreptate la orice da sau Dar tu ai dreptate Da, și mi se pare că asta poate să fie foarte, foarte periculos Într-o căsnicie care se destramă Adică nu e care ai numai baby blues Și te simți așa un pic că ești hormonală Nu, într-o problemă reală De exemplu, cum am citit la cursul ăsta cum am auzit că eu muri copilul din cauza femei Că l-a lăsat singur în baie pentru 5 minute Că o suna la ușă mm -hmm. Adică o problemă reală Când știi da. că e vina ta O problemă reală, nu o problemă din asta așa minoră că ne-am certat într-un spre casă de la cumpărături Whatever dacă tu găsești consilierul nepotrivit în perioada aia, când e o problemă uriașă, șanse de divorț mi se pare că cresc mult mai mult. Da, dacă doar îți cântă în strună și îți zice că, tu da, ai poate, poate, da, păi da, normal, tot ce-i greșit e la normal, ceilalți normal. Și, și doar tu ești perfectă și la tine nu avem ce lucra. Nu, un consilier bun o să se uite la tine și o să vadă la tine ce se poate schimba. Și, da, bine, o să zic că și poate comportamente greșite la alții, dar o să vadă cum poți tu reacționa altfel sau răspunde altfel sau. Da, și să fie consiliere biblică, să zică ce așteptări îți de la soție, ce îți de la bărbat, uh -huh. vine acid în sus. Um. Ce se poate face în relația voastră să meargă mai bine din punct de vedere biblic, asumându-ți mm -mm. rolurile biblice și tot ceea ce ne învață Biblia. Da, și la fel ca o consiliere sănătoasă, e Biblia. Da. E, Biblia e un punct de referință pentru noi. Că o să ajungi de multe ori în relație să zici, eu am dreptate și tu o să zici, ba nu, eu am dreptate. Și în momentele alea ai Biblia. La care poți să mergi, să mergeți amândoi și să vedem. Ok, hai să vedem ce zice Biblia. Dar știi ce problemă e aici? Pentru că multă lume, mai ales mulți creștini pe care am întâlnit eu, mai ales, folosesc Biblia efectiv ca o armă împotriva celorlalți. Da, celelalte. poți și asta și foarte greșit. Și se scoate din context, se scoate foarte, foarte mult din context da. la Biblie și asta ne dă o impresie greșită despre Biblie și despre toți creștinii. Iau din context. Fără să analizeze contextul, ia un verset și îți dă colan în cap. Da, dar tot nu e o scuză să nu folosești Biblia. Nu, nu e o adică scuză. Adică e, e vorba de tine dar acolo. Dar să folosești dacă, corect, da, să corect, să fii corect în folosirea ei. Încă o dată să te smerești și să lași autoritatea Bibliei să decide ce e bine da. și ce nu. Nu tu. Și nu tu să-ți proiectezi gândurile tale asupra Bibliei și atunci să interpretezi cum vrei tu, ci pur și simplu să iei așa cum zice în Biblie fără să mai adaugi tu altceva. Da, și să înțelegi contextul. Da. De asta e bine să mergi la persoana care te consiliază biblic, pentru că ea știe contextul și mm -hmm. nu o să scoată verseturile din context și o să te ajute, nu să te simți că, bă, eu am greșit, sau mm -hmm. să-ți dea în cap, știi. Da. O să te ajute pe tine, chiar dacă ai greșit, chiar dacă nu ai greșit, să lucrezi la relația cu partenerul tău. Da, și poate o chestie care vă încurajează mult este că cred că majoritatea relațiilor au probleme. Oh, da, nu exact. Da, dar nu le vezi. Asta a fost o chestie foarte eye-opening și pentru noi când am fost la cursul ăsta Arta Căsniciei, că erau foarte mulți participanți, cupluri de toate vârstele și după fiecare sesiune ne grupam în câteva cupluri și discutam deschis unele cu alții, probleme, anumite probleme cu tematică. ce ne-am confruntat fiecare, ce soluții am găsit și a fost foarte eye-opening pentru noi să vedem că toate cuplurile, indiferent de vârstă, treceau prin foarte multe probleme care și noi le-am experimentat. Da. Ceea ce nu ai ocazia mereu să vezi, pentru că toată lumea, mai ales pe social media, arată perfect. Și nu știu ce, suntem șocați. Sunt în continuare, suntem șocați când lumea ne spune problemele lor din cuplu, da, exact. din căsnicie. Trebuie să, trebuie să știm că, că, că bă, toată lumea dai, e normal are e, e normal să ai probleme. E normal să ai probleme. Normal e să găsești o soluție. Da, și trebuie să cauți soluții, da. Și de aia e foarte bine să, să ai pe alții prin, în jurul tău care au interesul tău bun, care să te ajute, la care să poți să mergi, să poți să le zici ce probleme ai și să nu ne ascundem și să credem că toată lumea e perfectă, doar noi avem problemele astea și nu-i normal. Din potrivă, e normal să ai greșeli, dar în același timp e normal să cauți soluții și să-ți pui căsătoria pe primul loc. Tu știi că ce zici acum e biblic? Preach. <laughs> nu, ideea cu fiecare relație are probleme, asta zice în Biblie. Ok. Știai chestia asta? Nu. No. Ok. Deci zice, eu tot cu manualul după mine, <laughs> asta este o cădere a omului în păcat, da. ce s-a întâmplat, ce ne povestește Geneza. Da. Și zice așa că... Uh, mândria și neascultarea i-au determinat pe Adam și pe Eva să respingă în grădina Planului Dumnezeu. Respingând Planul lui Dumnezeu, relația, intimitatea și unitatea lor cu Dumnezeu au fost compromise. În prezent, păcatul inf infectează și afectează pe fiecare om în parte. Adică, uh -huh. asta e o consecință cu care toți ne confruntăm, mai ales în relație. Da. Um, o consecință a păcatului în vinovățirea altora. Adam a dat vina pe Eva pentru păcatul lui, Eva a dat vina pe Vre șarpe. În microfon, că nu, pe că, yeah. no. Eva a dat vina pe, vina pe șarpe pentru păcatul ei. Adam a dat vina și pe Dumnezeu, femeia pe care tu mi-ai dat-o. Ca urmare a păcatului a fost administrată o pedeapsă în trei părți. Durere în muncă, durere la nașterea copiilor și durerea în relația de căsnicie. O altă repercursiune a păcatului a fost conflictul conjugal. Conjugal conjugal? Da. conjugal. 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 <laughs> În loc să se completeze unul pe altul, Adam și Eva au ajuns să concureze unul cu altul. Mm -hmm. Deci, asta cu faptul că fiecare relație are problemă, îi e o problemă de la începutul lumii. Da. De la Adam și Eva au pornit și îi normal ca dacă de la început, așa cum e durerea la naștere, ei au experimentat probleme în cuplu, mm -mm. fiecare cuplu de acum încolo să aibă probleme în cuplu. Da. Nu există un cuplu care să nu aibă probleme în cuplu. Da, deci nu te sperea dacă ai probleme <laughs> în căsnicie sau în relație. Toți avem. Important este să căutăm soluții și să nu ne fie frică să mergem la alții și să le cerem ajutor. Că Asta cred că e o pedică. Ego. Da, ego. Simți că dacă ceri ajutor, atunci au să se uită la tine. Bun, tu ai probleme în căsnicie? Ce, nu știi să le rezolvi? Nu, nu știu. Ajută-mă! <laughs> da. <laughs> în orice chestie, adică în carieră, la universitate, ai oameni care să te ajute acolo de și... Deci acolo ne frică să cerem ajutor? Da, adică mergi... nu știu cât, Ba da, poate. Dar e normal să mergi la universitate și să pui întrebări și să accepti că alții îți zic ce să faci și cum stă treaba. Dar în căznicie, care e o chestie atât de complexă, nu vrem să primim de la nimeni. Da, e la fel ca și cum zice eu la Mia, dar ce, tu nu știi să te îmbraci? Da. Nu, nu. știu și are nevoie de altcineva care să ajute. Așa că nu vă fie frică să căutați ajutor. Dacă vă judecă cineva, înseamnă că nu sunt prietenii potriviți să vă ajute și căutați în altă parte. Pentru da. că un prieten, ca într-o relație, este acolo tocmai ca să vii cu problemele tale și să nu te judece, să te iubească și să te ajute în da. alea. Uh. Noi, noi ne-am scris și eu un pic așa despre. Ce să vorbim? Dar am luat-o. <laughs> Avem <laughs> da. tot felul de idei. Bum, 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 bum. De fapt, tu ai zis asta. Temelia unei căsnicii este Biblia. Da. Um, Consiliere. Despre asta am și vorbit acum. Partenerul exact. perfect, care nu există. Da. Um, priorități. Putem vorbi despre priorități. Priorități. Adică Și dacă... ai zis rolul în căsnicie. Ai mai scris aici. Da. Afecțiunile oferite pe merite, asta cumva se leagă că tu ai crezut, da, ce-ai crezut legat tu despre dacă... căsnicie, că e pe meritul tău. Da. Um, și respingere bazată pe slăbiciunea celuilalt. da, asta tot ai zis, uh, că ce-ai crezut despre căsnicie înainte. Da, am atins chestia asta, da. Da. Um... Dar putem vorbi de priorități un pic, faptul că foarte mult în societatea de azi, Ni se împinge ideea asta că fericirea e pe primul loc nu, și fericirea ta... Nu, 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 ta. tu ești pe primul loc. Da, tu ești și fericirea ta, adică propria fericire e pe primul loc. Să mă simt eu bine. Ceea ce este în conflict un pic uh, cu o căsnicie sănătoasă. Și în principiile Da. Uh, dacă eu mă pun pe primul loc și tu te pui pe primul loc, pe tine însuți, nu suntem una, suntem două persoane care se duc în paralel, așa. Lipa-lipa. Eu trebuie să te pun pe tine pe primul loc, și tu pe mine. Și căsătoria să o punem pe primul loc, și pe Dumnezeu să-l avem deasupra noastră, amândoi să fim sub el. Și așa o să avem o căsnicie sănătoasă. Am mai zis chestia asta, cred că și ultima oară când am vorbit noi doi. Imaginează-ți o lume în care fiecare pur și simplu face doar ce bine pentru el. Nu mai este loc de dragoste acolo. Da. Că eu dragoste față de partener sau față de alții nu te face mereu fericit în momentul ăla. Adică poate eu am o zi proastă și mai vine și Xenii la mine cu nu știu ce probleme și eu din iubire trebuie să o ascult și să o ajut. Nu să mă enervez, ai mai vii și tu la mine acum cu probleme, las mă că am destul eu pe cap, rezolvă-ți-le singură. Știi, unde i unde dragostea acolo, ce fel de căsnicie aia, unde o să se termine căsnicia aia. În schimb, dacă ascult principiile biblice și te pun pe tine pe primul loc și da, am o zi proastă, dar nu contează și dacă e o zi proastă, eu tot o să te iubesc pe tine și poți să vii la mine cu problemele tale și nu o să las fiecare chestie mică să mă enerveze și să-mi sară țandra și să sar pe tine de ce faci chestia asta, ci în, în ca prioritate am să te iubesc pe tine și căznicia noastră să meargă. Și de-aia nu o să îmi pun fericirea pe primul loc, um, o să-mi pun căznicia pe primul loc. Dacă îmi pun fericirea pe primul loc, mereu o să fie altceva. Azi o să cred că, pe, cred că o să mă facă fericit dacă îmi cumpăr nu știu ce și iau din banii noștri și cheltui pe aia. Sau cred că în seara asta m-ar face fericit să mă duc în club. Și mă duc într-un club unde e întuneric și muzică tare și toată lumea bea și mă pun într-o poziție foarte ușoară să te înșel. Și atunci nu o să caut chestiile astea, o să rămân acasă cu tine. Că prioritatea mea e căsnicia. Așa trebuie amândoi. Da, și dacă să prioritatea facem. mea e căsnicia, la fel, tu nu o să cauți ce te, ce te face pe tine fericit, dar o să caut eu ce te face pe tine fericit. Da. Adică o să văd dacă tu vrei să faci nu știu ce, eu pentru că te iubesc și vreau să te pun pe primul loc, o să mm -hmm. căutăm să facem sau să luăm ceea ce vrei tu sau whatever ca să fii tu fericit. Exact. La fel, dacă tu vezi că pe mine m-ar face fericită, nu știu, un exemplu banal, să mergem la munte. Tu ai căutat mm -hmm. ca noi să mergem la munte, chiar dacă asta nu e prioritatea ta, pentru că știi că pe mine îmi face fericită. Dacă eu știu că tu vrei să mergi la mare, eu caut să mergem la mare ca să te fac pe tine fericit. Da, și adică... se găsește mereu un cale de mijloc care da. e bună pentru amândoi. La fel, ție îți place foarte mult să ieșim împreună ca și familie Da. și fac o prioritate din asta. Chiar dacă nu am mereu chef, da. dar știu că ție îți place foarte mult. Și fac chestia asta. Și după aia și eu sunt fericit că ești tu fericită. Da. And I like seeing you happy. Și mi-aduce satisfacție când îmi văd familia fericită. Și primesc după aia aceeași chestie înapoi, ceea ce îi aduce foarte multă armonie. Și familie. să dăm un exemplu concret. Cred că asta e fix ceea ce ne-a spus Cristi. Când problema ta era faptul că ți-ai văzut o șansă ratată cu muzica Da. Pentru că acum eram și eu și Mia, ea era foarte nidi fiind foarte micuță uh, și tu cumva trebuia să te simțeai ca și când trebuia să alegi între a face muzică da, sau... era azi... ca și cum eu am cariera mea și voi mă încurcați. Adică lăsați-mă în pace să fac treaba mea, să mă concentrez pe ce am eu nevoie și vedeți-vă voi de treabă. Și când am timp o să vin și la voi. Da, dar eu... Asta te <coughs> frustra pentru că știi că nu-i bine, și eu vroiam în același timp ca tu să faci muzică Pentru că știam că ești o persoană mult mai bună Dacă faci muzică da, și... și te ajută Dar tu nu vedeai perspectiva mea da, Că nu? eu vreau să te implic Adică eu vreau ca tu să faci muzică da. uh, Dar Cristi ți-a spus Nu mai știu cum exact ți-a zis uh -huh. Dar ți-a zis ceva de genul că uh, Că tu trăiai în trecut Cumva da, cu Da, trăiam trecut ce? și eram, erau chestii de care țineam Care nu am fost pregătiți să le sacrific Să le las uh -huh. deoparte și culmea, când le lași deoparte, după vreme o să vină înapoi într-o formă mult mai frumoasă și mai bună și care nu desparte, ci care unește, da. mi se pare. Cum au venit și uh, Funk Dad. Adică au fost mm -hmm. contrar to -a, a tuturor așteptărilor mm -hmm. că ai făcut o melodie despre viața Familie, de tătic da. și am făcut un videoclip. <coughs> despre viața împreună, de tătic, nu, Deci nu erau chestii care aș fi vrut așa să le fac, dar când am acceptat chestia asta, ok, familia e pe primul loc și vedem după aia, cu cariere, cu alte chestii, cum ne descurcăm. Uh -huh. <coughs> și după aia am făcut, tu ai zis, fă, ai zis într-o zi, fă o melodie despre familie. mi-au venit ideile astea, le-am făcut, le-am înregistrat. După aia videoclip, am zis, hai să facem și un videoclip, că eram la mare împreună și am făcut cum am putut atunci. Eram cu Mia... Și tu mă filmai cu telefonul, și eu ploua. mai țineam pe Mia. Deci și fără frustrări, că n-am lumina, n-am -am trei camere, n-am dansatoare, n-am nu știu ce, n-am mașini cu care să mă duc. nu facem ce avem, cu ce avem, ne descurcăm împreună. da trebuia să, trebuia să, 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 să ții minte, înregistram câte un minut, două, da. trebuia să ții minte exact cuvintele și la ce distanță era una față de cealaltă și ce ritm foloseai da. ca să uh, fac, să faci lip da. Pentru că nu aveam două telefoane ca să da, asculti... Tu ți-ai lăsat telefonul acasă că ai vrut o pauză de la telefon? Da. Deci au fost... Au fost toate circumstanțele să nu meargă bine. Da. Și aia a fost melodia care a avut și la mare succes la tine. Da, până deci acum, pentru că ai făcut... La melodia aia, efectiv, și azi vin oameni și copii, mai ales sau părinți, care zic, bă, copilul meu toată ziua ascultă melodia aia. Da. Atâta îi place. Și așa, e foarte fain. Și ceea ce nu știu dacă s-ar fi întâmplat, dacă nu... Zicea Cristi, bă, lasă-o, lasă-o. Lasă Cristi, da, da, și să iau decizia asta că nu am nu știu ce așteptări și o să ne descurcăm împreună cu ce avem. Da. Și nu... Adică dacă... să nu mă vezi ca pe o piedică da, pe mine văd, și pe mie. Să nu văd familia ca pe o piedică, că nu fac nu știu ce la nivelul nu știu cine. Da, comparație și... Da. Alte chestii. Mm -hmm. Dar atunci nu te comparai cu nimeni, mi se pare că te comparai cu tine în trecut. Da. Cu posibilitățile ce le-ai avut atunci versus posibilitățile pe care nu le mai ai acum. Da, da, da. Dar tocmai ai fost pus într-un loc pentru un anumit scop și să schimbi, să nu fie exact la fel. Pentru că dacă tu aveai posibilitățile care le aveai în trecut, erai la fel ca toți ceilalți. Nu aveai nimic da, la... și știu în plus. Știu clar că eu în trecut n-aș fi făcut niciodată așa. Aș fi văzut doar tot ce... <laughs> Ce-i rău și ce nu merge și ce nu-i perfect și n-are rost. Da. Dar asta e o lecție, gen, să înveți mm -hmm. să te accepti în locul în care ești, în situația în care ești, în circunstanțele care sunt da. acum și să nu compari nici cu alții, dar nici cu ce aveai sau ce nu aveai în trecut. Bă, în trecut nu aveam copii și familie, puteam să ies în fiecare seară, da. să mă distrez, nu aveam nicio grijă. Da, dar asta nu mai este prezentul. Mm -mm. Prezentul, e că tu ai o grijă, tu ai o familie și tu trebuie să o pui pe primul loc. Da. Și dacă familia ta te iubește, la rândul lor o să te pună pe primul loc, ceea ce înseamnă că nevoile tale o să fie împlinite. Nu e ca și când nu o să mai aibă nimeni grijă de tine și tu o să ajungi ultimul om și o să arăți urât și tot ce mai rău. Da, pentru... acum e posibil și tu să fii singurul partener care face chestia asta. Și dacă ăsta e cazul, îmi pare foarte rău pentru tine. Dar aș spune în același timp că eu cred că dragostea schimbă și are putere de schimbare, că și la Isus și la Dumnezeu e dragostea lui care ne schimbă. Um, și s-ar putea să fie nevoie de mai mult sacrificiu din partea ta și să fii tu cel care pune pe celălalt pe primul loc, dar aș spune să, să ai încredere în proces și în Dumnezeu. O să vadă omul la Și tembat. să, să lași dragostea ta și dragostea lui Dumnezeu, care doar prin el e posibil să iubești la nivelul ăsta, să lași dragostea aia să schimbe pe partenerul tău. De -o, atâta știu să zic deocamdată, nu știu mai multe să zic și îmi pare rău. Da, nu? adică da. nu e ceva ce, cu ce ne-am confruntat, da, confruntat și ai nevoie de mai multă experiență când e vorba de mm -hmm. lucrurile astea, când doar un partener e sub ascultare și uh, face ce biblic, și celălalt se răzvrătește și nu acceptă. Dar aici cred că revenim la punctul. Primul punct, mm -hmm. ai nevoie de consiliere biblică, ai nevoie de un om cu experiență în lucrurile astea, ai nevoie care, da. de un om care s-a mai confruntat cu așa ceva, care o da rezolvare la așa ceva. Mm -hmm. Nu ai nevoie de oameni care judecă sau de oameni care nu înțeleg, care nu mai trec pe acolo, ci ai nevoie de cineva cu experiență. Da. Și asta e singura soluție pe care eu o văd, pentru că n-am cum să te învăț ceva ce eu nu știu. Mm -hmm. Știi? Da, nu, șt nu știm mai mult decât de atât să vă zicem momentan. Dar da. Vă putem referi către alți oameni. Da. Dacă aveți nevoie. Dar era că... chiar ceva ce a zis Crist într-o predică. E foarte, foarte sănătos să zici că nu știu. Da. Și să nu e să nu fii persoana aia care le știe pe toate, pentru că, again, nu e biblic, asta e mândrie. Da. știi pe, pe toate. Eu știu asta, eu știu aia, păi, dar trebuie să faci așa, dar tu n-ai fost în situația aia veci pururi. Da. Cum știi tu? Nu, trebuie să te deschizi și să zici, bă, nu știu, dar. Poate știu pe cineva care știe, știu ce pe ceva care a trecut prin asta. Haideți să căutăm amândoi. Să da. Dar e cel mai bine, cred că e ajutorul ăsta de din afară. Mm -hmm. Că tu nu vezi, tu când ești mai ales într-un conflict sau într-o situație conflictuală, tu ai din alea de cal, știi? Da. Și tu vezi numai punctul tău. Da, da, da. Și mai ales noi, femeile, păi nu are nimeni nicio șansă să câștige vreodată un argument cu o femeie nervoasă. Mm -hmm. Nu are. Adică noi le dăm pe toate fețele posibile. Că da. n-ai cum, cum să câștigi, efectiv. De orice zici, poți să-ți găsesc un argument. Oh, da. Și foarte bună la chestia asta. Și ne asta ea ceva. Mie mai mult timp. la care, după două, trei zile, zice, Mamă, dacă aș fi zis chestia asta, ce bine ar fi fost. Bine, și eu am momente din alea. Dar zic așa că, atunci când o femeie e nervoasă, știe să-ți le dea astfel încât să nu ai scăpare. Da. Da. Și poate să fie și un bărbat, așa, adică, nu, da, poate sigur, să fie. Sunt și mulți bărbați foarte așa. Și atunci, la momentul ăla, tu trebuie să, cum ai spus, să te smerești și să zici, bă, atitudinea asta nu ajută mm -hmm. căsnicia mea. E exact, exact, te întorci la care sunt prioritățile tale. Prioritățile tale sunt să ai tu dreptate sau căsnicia să meargă. Dar da. putea să ai dreptate. Da. Dacă vrei căsnicia să meargă nu o să, nu o să îl, îl, micșorezi pe alții și să l împingi jos și zici, stai acolo jos că eu am dreptate și știu. Câștigi lupta, dar pierzi okay, războiul. Poate greșesc. Hai să mergem amândoi la altcineva, îi prezentăm și dacă am eu dreptate, nu o să zic, vezi că ți-am zis eu. Mm. O să acceptăm amândoi și Tu să poți să zici loc, departe, oricine da. greșește, e ok. Da, Hai uite, să... oricine greșește, eu așa vă văd, poate greșesc, dacă n-ai încredere că am dreptate, bun. Știu, poți să ai dubii, hai să mergem la cineva. Mm -hmm. Da, și asta, asta e ceea ce mi-a zis mie, nu știu atunci dacă lacrima sau Cristi mi-a zis, în, uh, atunci când am mers la ei la consiliere, au zis, ok, tu câștigi lupta cu soțul tău, argumentul respectiv, mm -hmm. dar pierzi războiul, adică pierzi căsnicia. Da, foarte bine, ce... bravo! <laughs> ai câștigat ce... un argument. Da, ai câștigat un argument, ok, el ce da, ai dreptate, am pierdut, și cu ce vă apropie asta în relația de căsnicie? Da, deci, da, asta e iar o lecție. Când vezi, când îi ceva de corectat la celălalt, spune-i în cea mai mare dragoste. Chestia aia. Asta e problema la nu femeie. vrei să-l îndepărtezi mai tare Zici, bă, dar tu nu vezi ce faci Sau nu știu cum Trebuie să-i spui în dragoste Ai cicălirea, cicălirea, asta da, ce da, zici da, da. Femeile și... cicălesc Femeile asta mm -hmm. fac Nu știu de unde au venit Dar zici că ni-i imprimat în ADN da. Și bărbații pot în felul lor să facă dar, dar nu, așa predispuș da, nu sunt așa de predispuși la cicălire Cum sunt femeile da. Bine, lasă că vezi Dar o să-ți îndepărtezi bărbatul În modul ăsta Și, și o chiar zi, dacă teci. ai dreptate și el are chesti, o chestie La care trebuie să lucreze Nu o să-l câștigi așa Trebuie să-i spui cu cea mai mare dragoste Să-i amintești și de calitățile lui Ca să vadă că ești conștientă de calitățile lui Și după aia să-i spui Uite, chestia asta care o văd Poate greșesc, dar mie mi se pare că ar, Am putea face mai bine așa Mm -hmm. sau ai, ai, dacă ai face chestia asta, pe mine m-ar ajuta foarte mult și m-a simți iubită în modul ăsta sau nu știu. Da, și la asta cu uh, rezolvarea <coughs> conflictului, uh, ca să nu cicălim și să fim încurajatoare pentru bărbații noștri, trebuie să și găsim momentul potrivit să ne abținem. Că, mm -mm. Nou, dacă ne enervezi într-un minut, în minutul doi îți spunem, ne luăm de tine, știi? Da. Dar trebuie să găsim și momentul în care să vorbim cu tine, să. Poți să, să pricepi, să fii deschis la ceea ce spunem, că altfel, o chestie pe care nervează pe femei foarte mult e că noi spunem ce ne deranjează, ei voi nici n-auziți. Că voi să-ți preocupați de altceva, dar e un moment în care zici, uite, trebuie să vorbim despre ce s-a întâmplat astăzi. Da, oprește-te! Ce? Zic, așa, oprește-te, stai jos, trebuie să vorbim. Da, că voi să ascultați. Dar să găsești un moment bun, adică nu în drum spre ușă, hai să zic. Da, și nici femeile să nu fie nervoase mm. și la nervi. Să spună chestiile astea și dacă sunt nervoase, că, la fel ca în educația cu blândețe, nu o să poți să îi zici mereu, dragul meu, nu se face așa. Îți zici, na, îi zici cum poți, cât de calm și cât de drăguț poți, dar asta nu înseamnă că o să trebuiască să fii fals. Știi că asta credeam la început, că să te duc cu zahărelu. Că da, dar știi că se face așa. Eu nu pot așa. Dar e vorba de să-ți controlezi emoțiile e vorba să-ți controlezi emoțiile și să spui, chiar dacă nu zici cu cea mai mare dragoste în voce, să-i spui, uite, eu te apreciez pe tine, te iubesc, dar nu-mi place deloc când faci lucrul ăsta, putem să lucrăm la chestia asta, versus să ții la tine, să zic, tu nu ești bun de nimic, generalizezi cu toate problemele lumii, Știi? Da, da, da. Să zic, tu niciodată nu faci așa, tu mereu faci așa. să spui, tu mereu faci așa, că înseamnă că te concentrezi foarte mult. spune în situația asta, uite cu ce mi-ai greșit. Da. Sau cu ce simt că mi-ai greșit și dacă ai face diferit, aș fi mult mai împăcat. Da, să pui accent pe ceea ce simți tu. Că nu poți zici, na, eu mă simt rănită și tu zici, nu e adevărat. Păi eu așa mă simt, mă simt rănită și de ce, știi? Da. Adică să fii cât mai specific, cât mai calm, uh -huh. cât mai deschis, pentru că femeile iar au o chestie da, tu știi ce ai greșit, dar nu vrei să. Da, te cunoști. da, da, da. trebuie să fii specific și să spui și să nu-ți știu, 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 știu că știu, știu, credeți-mă, știu că îți încalci <coughs> mult părgoliu când zici, asta e problema. Da. <laughs> adică n-ar trebui să fie, dar noi așa simțim că tu îi obvious că știi care e problema. Da. Și în mintea mea îi e clar că tu știi care e problema, numai tu te prefaci că nu știi, tu mă minți mm -hmm. în momentul ăla și da. nu mai revezi și mai tare. Dar e o ok chestie să-ți încalci pergoliul și să zici, uite, asta e problema. Poate poate ești blind. <laughs> și suntem de Și nu vă fie frică nici la femei, nici la bărbați să spuneți ce v-ar plăcea, să se și ce. Ce ți-ar da, plăcea să, să fie zici diferit. Ca zici... tu te referi la faptul că, a, păi nu știu ce mi-ar fi plăcut. Nu trebuie să știi ce ți-ar fi plăcut. Sau trebuie să știi tu sau nu-mi place cum, cum te comporți. Bun, spunem exact ce ți-ar plăcea să fac ca să fie bine de acum acolo. Da. Nu de lăsa așa în aer. Nu-mi place și gata. Nu spune care comportamentul sau care acțiunile care pe tine te ar face mai fericită sau nu te ar enerva. Mm -hmm. Nu știu, când vine acasă cum se comportă bărbatul sau uite, mie în weekend aș vrea să avem o ieșire cu familia. Mm -hmm. Ok, se face. Dar dacă zici doar nu petreci destul timp cu mine sau nu știu de ce niciodată și nu gata. Stai cu noi. Nu stai niciodată nu stai cu noi. Ok, spunem cum ți-ar plăcea să ți arăt că te iubesc. Și că îmi pasă de voi și vreau să petrec timp cu tine. Și îmi spui: uite, dacă ai ieșit măcar o dată pe weekend cu noi ca familie, aș simți că sunt iubită și că îți faci timp pentru familie. Mm -hmm. okay, Asta făcut. e ceva ce am învățat și în șapte ani de relație, mm -hmm. și, în, și după căsătorie, și de la Biserică, e că trebuie să fii foarte, 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 foarte specific. Da. Adică niciodată nu ești prea specific. Mm -hmm. Mă, nici n să faci un Sau bărbatul, uite, de... poate ești bărbat care vrea să aibă o masă caldă pe zi, făcută de soție. Mm -hmm. Poți să-i spui, uite, mi-ar plăcea o dată pe zi să faci tu masa, sau, nu știu, un weekend să gătească bărbatul. Poate simți tu, femeia, că gătești prea mult. Și zici, o dată pe săptămână fă tu mâncare, sau, nu știu, mm -hmm. o dată pe săptămână du la restaurant. Nu știu, orice poate să fie, dar fi specific, nu-ți fie frică să-ți da. da. Ok, ne-am întins destul, cred că... <coughs> eu deja răgușesc, n-am mi am eu zis mie îmi trebuia, Dar mi-ai băut toată. Am băut eu toată, da. Și oricum ne-am întins destul de mult, cred că avem peste o oră. Serios? Da. Sau dar cel mai avem unul foarte important. Zi, repede. Repede? Da. E cel mai important. Spune. E rolul în... Ce am învățat la biserică, în relația noastră, e rolul pe care l are femeia în căsniție și rolul pe care îl are bărbatul în okay, Înainte de asta, I need a party break. Body break. I'll be right back. <laughs> ok, suntem înapoi We're hey. back. <laughs> break. Deci ziceai că vrei să vorbești despre roluri Da, deci eu La începutul Când m-am gândit așa despre căsătorie M-am gândit cam toată săptămâna Ți-am zis că am avut multe persoane Care au venit la noi cu probleme în căsnicie mm -hmm. Am categorizat Problemele în căsătorie în două mari categorii. Mm -hmm. Unul era, cum ai spus tu, de prioritate: da. că nu-ți știi prioritatea, nu-ți o recunoști, mm -hmm. nu-ți recunoști prioritatea, fie în rolul de soție, fie în rolul de soț, da. și că pui alte lucruri uh, prioritare în fața soției sau soțului. Exact. Și a doua mare categorie mm -hmm. este cunoașterea rolului de soț. În familie și cunoașterea lor de soție în familie. Da. Mai. Așa, Unde-ți locul? Care-ți locul tău? În căsnicia ta. Okay. Asta e ceva ce am învățat de la biserică. Acum că am, ai zis așa un pic des, despre priorități, mi-am uh, dat seama că vreau să mai clarific o chestie. Mm. Că, uh, bun, căsnicia e pe primul loc, dar pe, pe primul, primul loc trebuie să fie Dumnezeu. A, da. Ca pot să te pun eu pe primul loc pe tine și să zic că a tot ce zici tu ai dreptate și să fiu sluga ta. Mm. Ar putea fi și extrem asta, dar dacă l-am pe Dumnezeu pe primul Sugar loc. Daddy. Da. Fac absolut tot ce vrei tu, da. Dar dacă am pe Dumnezeu pe primul loc și după aia pe tine, în ordine asta, o să te iubesc cu prin, Așa cum trebuie. Da, așa cum trebuie, prin standardul lui Dumnezeu o să-ți zic adevărul când e nevoie de adevăr, dar o să-ți l zic prin dragoste și o să te iubesc așa cum mi-a poruncit Isus. Cum Iisus Adică nu biserica. o să te las să-mi dictezi și să-mi încalc principiile care sunt bazate pe Biblie uh -huh. și să renunț la credința în Dumnezeu și așa mai departe. Vă puteți gândi voi la mai multe exemple, dar asta ar, fi, ar trebui să fie la amândoi ordinea. Dumnezeu pe primul loc și după aia căsnicia, soț-soție. Mm -hmm. Și asta se uh, interpătru interpătrunde foarte bine și cu rolurile despre care vorbesc eu. Uh, pentru mine, asta cu rolurile a fost un eye-opening mm -hmm. și nu eu știam despre ce zice Biblia. Da. Uh, vă citesc imediat versetul, da? Eu nu înțelegeam ce zice Biblia. Ok. Um, pentru că dacă tu știi ce zice Biblia Și majoritatea oamenilor știu, au auzit chestia asta mm -hmm. Dar nu înțelegi O să ai așa o vedere de ansamblu Cum ai avut tu asupra căsătoriei Zici că e o chestie de modată care nu are niciun sens da. Și e o prostie da, da, da. Știi? Dar de fapt, hai să vă zic ce zice în FSN 5 uh, 22, 26 și 33 Soțiilor Supuneți-vă so microfon. Oh my god Mie nu mai -mi place să asta microfoane E important, crede-mă Soțiilor, supuneți-vă soților voștri ca Domnului Pentru că soțul este capul soției Așa cum Hristos este capul bisericii Trupul al cărui mântuitor el este Și așa cum biserica îi se supune lui Hristos La fel și soțiile trebuie să li se supună soților lor în toate Practic uh, sună ușor mm -hmm. Să îți respect soțul Așa, da. într-un cuvânt, nu? Da Soților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit Hristos biserica. Mm -hmm. El s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească curățind-o prin spălarea cu apă, wow. prin cuvânt. Totuși fiecare dintre voi trebuie să-și iubească soția ca pe sine însuși, iar soția să-și respecte soțul. Să-și iubească soția ca Iisus biserica, mm -hmm. ar fi o scurtarea versetului. Da. Dar tu îți dai seama ce înseamnă asta? Iisus a murit. Trebuie pe... să știi ce-a făcut Isus. Isus a murit da. pentru biserica lui. Da, da, da. da. Adică și mai murit pentru mine. Da. Deci ai prioritatea ta. Exact. Și um... nu numai asta, dar și simbolic. Adică trebuie să fie părți din mine care le sacrific pentru binele căsniciei. Da, exact. Și pentru binele tău. Um, pentru și acum zici tine... zice aici Îți două, două definiții Definirea rolului de soț mm -hmm. Care zice: Favorul care îi se acordă bărbatului este acela de a-și iubi soția precum Hristos, Biserica. Da. Pentru asta, un bărbat trebuie să-și cunoască soția, să-i acorde atenție, să-i poartă de grijă și să o prețuiască. Da. Soțul trebuie să fie capul soției sale, în tocmai cum Hristos este capul Bisericii. A fi cap înseamnă că bărbatul se sacrifică pe sine, da. nevoile, dorințele și visurile sale, de dragul familiei. Da. A fi cap. Dacă mai ai înseamnă. ai crezut că e doar să fii șeful, nu e așa <laughs> ușor. <laughs> nu. A fi cap mai înseamnă totodată că și că bărbatul are îndatorirea și să ia inițiativă în numele familiei pentru a face ca lucrurile să se, să se miște în direcția bună. Mm -hmm. Adică tu ai o responsabilitate uriașă. Da. E ca. Știi, imaginea aia cu comandantul pe Titanic, când comandantul îi... E ultimul care iasă de pe navă. Da, exact. dacă, i se, da. dacă se poate să se salveze persoane de pe de pe nava care se scufundă toți ceilalți au prioritate și comandantul e ultimul. Comandantul de navă. Comandant Cred de că navă. Apar Înțelegeți uh, ideea. Da. Și zice, bun, ești un lider, da. Da? dar ce înseamnă să fii un bun lider? În primul rând trebuie să ai abilități de comunicare și de ascultare. Așa. După aia trebuie să ai calități de conducător eficient. Uh -huh. Să ai încredere că angajații sau familia sau pe cine conduci tu își vor face munca așa cum se cuvine. Da. Flexibilitatea și atitudinea înțelegătoare. Uh -huh. Abilități de lucru în echipă, un temperament liniștit, preocupare pentru perfecționarea angajaților și capacitatea de a împărți meritul. Da. Nici merit nici meritul nu e Da, da Nu, eu, eu, nu rămâi fără nimic facem tot cum vreau eu și tot meritul mi se cuvine mie N-ai nimic da. Bun, deci acum ca să n-am na, înțeles așa Poți să intri foarte, foarte, foarte mult în și subiect Și eu cred că e un subiect foarte Cred că e pentru un alt podcast mare, da. Dar Acum să trecem rapid și prin rolul soției Ia Deci azi. asta a fost așa pe mare, da? Mm -hmm. Deci am zis deja care îi definirea rolului de soț Și acum definim rolul de soție A fi un ajutor Femeia este menită să fie un ajutor în relația de căsnicie mm -hmm. Dumnezeu este numit ajutor în scriptură mm -hmm. În psalmul 121 da. Faptul că Dumnezeu însuși se numește ajutor Dovedește că nu este vorba despre un termen depreciativ Adică ești mai prejos Ești mai prejos, da Dacă Dumnezeu te ajută Înseamnă că... Dumnezeu s o numi pe sine ajutor. Da. El este ajutor. Da. Deci, dacă, dacă, dacă Dumnezeu, Dumnezeu poate să o facă și tu poți să o faci. Da. În sensul <laughs> că el chiar merită să fie șeful și cu toate astea ne o zis ajută. Poți că este atunci. un ajutor. Și tu poți să fii un ajutor. Da. Uh... Ajutorarea presupune să-l urmezi deliberat, nu cu mintea la alte lucruri, ci într-un mod energetic, categoric, feminin, care te impune ca partener al soțului. Mm -hmm. Adică nu îl ajut că, na bine, hai să vedem, știi? Da. Ce, asta trebuie să fac whatever hai să terminăm cu asta. Îi să fiu. Cu interes. Cu interes și cu. Atitudine bună. Da. Și să fie intenționat. arăți că, da, e intenționat. Vreau să fac chestia asta. Apoi. Trebuie respect. Soțiile sunt chemate să-și respecte soții. Nu există nicio altă influență mai puternică pe care o soție o poate avea asupra soțului decât respectul. Respectul nu se exprimă doar prin cuvinte, ci și prin acțiuni și se revarsă dintr-o atitudine a inimii. Mm -hmm. Adică respectul pe bune. Da. Nu doar că te respect, că. Deschid bani. Toate chestiile astea poți să le faci superficial sau. Să le faci ca și cum mean minet. Uh -huh. Da, pentru. Uh, așa cum pentru femei e foarte importantă iubirea pe care soții o arată, pentru bărbații e foarte important respectul pe care soțiile le arată. Da. Sau femeile în general. Uh -huh. După a zice, foi galerie. Femeile sunt chemate să-și încurajeze soții, să conducă familia așa cum se cuvine. Pardon. Cea mai adâncă dintre temerile multor bărbați este frica de eșec. Iar nevoia cea mai adâncă este să știe că, se, că pot izbândi. Acest gen de încredere numai soțiile sunt capabile să-l insufle. Mm -hmm. da. Chiar când un soț comite erori, are nevoie de încurajare pre, pentru modul în care încearcă să conducă. Da. Deci, tu să fii cea mai înfocată majoretă. Biggest cheerleader, da. Exact. Și um, apoi, supunerea. Supunerea presupune să accepți conducerea soțului. În multe căsnicii există tendința dăunătoare ca bărbatul să renunțe la rolul de conducător, iar soția să ia locul, mai ales în cultura de astăzi. Și uh -huh. cu toate că poate fi deosebit de capabilă să ia decizii corecte, să substituie rolul pe care Dumnezeu l-a prevăzut în scripturi soțului. Supunerea biblică nu diminuează personalitatea pe care Dumnezeu a conferit-o femeii ci îi oferă posibilitatea să se împlinească pe deplin, așa cum a rânduit Dumnezeu. Da. Pentru că chiar zice că femeile sunt foarte capabile, așa cum și societatea o zice, dar da. nu asta e ideea. Da. Nu faptul că sunt capabile sau incapabile, zice Dumnezeu. Dumnezeu da. a dat o regulă cum să funcționeze căsnicia. Da. Și ăsta e rolul tău. Uite, da, ce poți să faci tu ca să meargă căsătoria. Da. Și zice să folosești toate darurile astea pe care le-a pus Dumnezeu în femeie, mm -hmm. dar să le folosești asupra bărbatului tău. Da. Pentru că atunci el o să fie de neoprit. Exact. Versus să vă împărțiți în două și să zici că, băi, eu sunt mai capabilă ca el. Da, poate ești mai capabilă ca el din punct de vedere al lumii și al calităților, dar nu ești capabilă din punct de vedere a-ți ține o căsnicie. Da. Adică, gen, o să-i destramă căsnicia că tu ești capabilă sau că tu ești capabil, știi? Și nu mm -hmm. vrei să-i să 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 afirm rolul celuilalt. Da. 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 Și încearcă să fie independentă și fără soț și fără relații și vezi cum te simți pe la 40, 50, 60 de ani. Singură. It might not be the best feeling ever. Și zice aici uh, comparația pe care Biblia ne-o dă uh, cu viața de zi cu zi, este foarte simplă. Este ca un dans. Mm -hmm. Un dans în gen 2. Nu știu, tango, vals, whatever. Da. E unul care trebuie să conducă și unul care trebuie să urmărească. Da. Dar în momentul în care unul nu-și face treaba, nu se iasă niciun dans. Da. Adică ambele roluri sunt la fel de importante. Exact, că este un... este un dans. E o chestie care, când o privești în ansamblu, e foarte frumoasă. Când amândoi în parteneri, lucrează împreună. Da. Și zice aici, um, ca așa un cuprins, voi căuta să respect planul lui Dumnezeu, în loc să mă aliniez la definițiile culturale ale căsniciei, mm -hmm. ceea ce e super important. Alex să-mi cinstesc partenerul de viață ca pe un om de aceeași valoare, dar totodată să prețuiesc trăsăturile specifice cu care l-a înzestrat Dumnezeu. Soțul, îmi voi da toate silințele să-mi conduc soția cu dragoste și cu spirit de sacrificiu, mm -hmm. iar soția, îmi voi da toate silințele să-l respect și să-l sprijin pe soțul meu. Mm -hmm. Exact. În momentul în care nu știi rolul în căsnicie, nu mai funcționează nimic. Da, e foarte ușor să dai de gropi. Păi, da, da adică de ce te-aș asculta eu pe tine când eu știu că am dreptate? Da. What's the point? Da, da, da. E logic, e -logic. Da. Știi? Uh -huh. Sau invers. De ce te-ai sacrificat tu și dorințele și ideile și gândurile tale pentru noi, când tu știi că alea sunt bune și te ajută să crești și să faci mai mulți bani, therefore familia ar fi mai fericită. E logic again. Da. Gen, dacă le iei așa, sub standardul și lupa culturii, e foarte ilogic. Da, nu are logică. Și a, tocmai asta e fain, că la început nu-mi pare că are logică, dar dacă te încrezi în procesul ăsta și în Dumnezeu și în ce spune El și faci, o să vezi după aia rodul. Da, o să vezi. Adică, gen, dacă nu crezi, just give it a try. Da. Pentru că noi în momentul în care am zis ok, hai să încercăm, whatever, n-am zis că bă, asta e. Asta-i. Da, -am, am găsit soluția o, asta vieții. <laughs> nu. Am zis hai să încercăm să vedem, whatever. Nu-l mai cicălesc îl să facă ce vrea și să face ce iasă. <laughs> Gen și cu atitudine. Și cu atitudine greșită, rezultatul tot poate fi bun, fie bun atunci când realize, adică atunci când zici, bă, chiar a funcționat. Da, măcar faci acțiunile și pe urmă poate să vină și atitudinea. Da, exact. Mai bună. Dar dai o șansă și o să vezi că o să se schimbe căsnicia ta 100%. Like, I guarantee it. Da. Și toate problemele mi se pare că se pot lega de asta. Da, 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 da. Problema banilor. Oh. Stai, de hai să Hai zicem așa, random chestii. Problema banilor. Da. Care e rolul tău de lider în casă? Să Ați te faci mulți. Nu, să te jerfești pe tine. și ceea ce dorești tu, fie pe plan de afaceri, fie pe plan creativ, personal, whatever, mm -hmm. ca să ne meargă nouă bine. Da. Faci chestia asta and it will work pentru că tu ești liderul. Da, da, ok, dar e, e un subiect adânc. Că poți să îți pierzi viziunea și să faci numai bani. Și să crezi că asta îți face familia fericită. A, nu, nu, nu. Ziceam asta că uh, mă referam la problema banilor că tu îți pui job pe primul loc pentru uh -huh. că crezi, asta ziceam, exact asta da. ziceam, că tu îți pui, de exemplu, job pe primul loc pentru că crezi că faci bani și o să-ți faci familia fericită. De asta ziceam, încearcă principiul căsătoriei din Biblie. Când zice nu spui Joe pe primul loc, îți A, pui da, familia da. pe primul loc okay. și o să vezi cum vin toate. Mm -hmm. Sau. Și cum gestionezi banii. Da. De exemplu, în familie, știi? Mm -hmm. Tu ești liderul, tu decizi. Dar, gen, tu trebuie să mă pui pe mine pe primul loc și ca să zici așa, zice, știi? Da, orice decizie să pun prin filtrul ăsta. Da. Înainte. And it will work again. I anyway, mean, eu, eu deja îmi pierd. <laughs> uh, cum zic, trenul minții. E plecat the Train din gara. Da. Cum se traduce așa în românește? Înțelegeți voi. Uh, dar ăsta e podcast zic eu. Da. Putem să end it here. Putem să facem o, o parte fost mai a doua. All over the place așa. Nu a fost foarte structurat am aruncat pur și simplu idei așa care le-am avut, chestii ce le-am le învățat noi pe parcursul căsătoriei și relației noastre împreună, uh, chestii care le-am învățat din Biblie, rezolvarea la probleme. de la biserică, da. Au fost mai multe chestii. Ne pare rău că nu au fost foarte structurat. Nu dar... Toate videurile mele sunt așa structurale. Da? Da. A, atunci ați încercat <laughs> ceva diferit. Dar uh, poate mai facem o chestie da. din asta. Dacă vreți, din oricare... Subiecte care le-am abordat astăzi, puteți lăsa un comment sau un mesaj privat, uh -huh. oricare din astea care vă interesează și v-ar plăcea să facem ceva mai în detaliu. Da. Nu suntem persoane care le știu pe toate, din nu. contră, habar n-avem. Exact. Uh, e ceea ce zice Biblia, asta zicem noi. Da. Ceea ce zice nu și, Biblia. Da, și nu prin podcastul ăsta nu vrem să transmitem că noi uh, am rezolvat toate problemele și de acum încolo nu o să mai avem nicio problemă. No. Da, Dar știu care... cum să rezolv problemele aproape, adică că gen, poate o să mai fie probleme nu, care da, nu ne dar mă, re -mă, mă refer că dacă e o problemă, știu la cine să merg. Exact, știm, știu, avem ce niște ajutor, mecanisme care ne ajută da. și am vrut să le transmitem și vouă, uh, să le împărtășim cu voi că sperăm că ceva și niște din principii, tot ce am sunt zis niște vă ajută. principii foarte mari care dacă le pui mm -hmm. în aplicare, chiar dau roade. Da. Și am văzut asta pe pielea noastră. Dar asta nu înseamnă că știm răspuns la orice. Exact. Habar n avem, cei drept. O adică, chestie care... Uh, ne-a zis-o și Cristi și uh, cu care putem să-i lăsăm pe dragii noștri ascultători <laughs> și uh, vizualizatori. <laughs> ah! Îmi pare rău. Our viewers. Our viewers. Uh, este imaginea unui triunghi unde este soțul și soția jos și în vârful triunghiului este Dumnezeu. Mm. Și când am în doi parteneri se apropie de Dumnezeu, automat se apropie și unul de celălalt. Mm -hmm. Să asta e o imagine foarte faină cu care vă putem lăsa astăzi, care asta chiar că cuprinde tot. Mm -hmm. Da. Și de acolo. Și uh, again, nu înseamnă că știm. tot felul de ramuri în care poți să intri mai în detaliu. Da, dar nu înseamnă că știm sau că suntem experți în ceva. Da, nu suntem experți. Și în... noi spunem efectiv doar ceea ce Biblia zice, exact. pentru că am primit un comentariu la video trecut că. Dar nu e chiar așa. Adică, fiecare poate să decidă. Nu, no. mm -hmm. <laughs> nu, no, not true. E ceea ce zice Ai, Biblia. Asta, asta scrie. Asta că Nu, asta scrie, asta da. cred. Adică, asta e gen. Asta scrie. Nu poți să zici tu. Dar eu cred în Dumnezeu, dar nu chiar așa, știi. Da. Adică, tu trebuie să faci. Dacă tu zici că crezi în Dumnezeu, trebuie să faci ce zice. Pur și simplu. Da. Azi, și asta am... ziceam și noi. Nu am zis. Asta nu vine de la noi. Mm -hmm. Ceea ce am zis noi astăzi nu vine de la noi. Vine de la învățătură pe care noi l-am avut prin Biblie și prin consiliere. Da, tot ce și știm prin e, e inspirat prin scris, de Biblie. Da. 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 Toate, toate lucrurile astea sunt inspirate de Biblie. Adică și nu e ceva ce am învățat eu și vreau să vă zic repede ce am învățat eu cu Paula Seară. Da, că aici ai problema <laughs> cu chestia asta, că dacă fiecare decide cam ce e bine și ce rău, atunci tu o să ai o idee despre ce e bine și ce rău și eu am o să am altă idee și atunci, la un moment mm -hmm. dat, o să ne batem cap în cap. Dar yeah. dacă amândoi ne referim la Dumnezeu o să găsim aceleași chestii. Da. Sau... So, dar vreau să las cu ideea asta că nu vine la noi, nu, vine, nu e o descoperire pe care noi am făcut-o în relația noastră și trebuie să vă împărtășim că e secretul vieții fericite da. <laughs> sau relații <laughs> cu succes. Da. E ceva ce îi biblic și nu vine de la noi. Da. Adică noi suntem doar aia care transmit. Da, niște unelte. Mm -hmm. Da, exact. Ok, thanks for tuning in. Mulțumim că ne-ați ascultat, că v-ați uitat la noi. da. Ne-am întins destul de mult. Îl pune pe Spotify, începem? sau ceva Nu știu. Zice, nu? O să fie pe YouTube. O să fie pe YouTube. Da. Dar mulțumim că ați ascultat primul și. Primul podcast. Primul podcast uh, oficial cu, Nici nu avem nume. Tot cu microfoane <laughs> dacă, <laughs> find the name, dacă îi fui need de name. Da. See you later. Bye-bye. <laughs> See you later, bye-bye. Și dacă mai vreți videouri și de tip podcast la noi pe, pe canalul de YouTube, să nu uitați să ne dați un subscribe, pentru că chiar ajută canalul să crească. Vă pupăm și ne vedem data viitoare, fie cu video, fie de cu podcast, fie cu, cu noi în zonă. Peace! Ciao.